Echipa de handbal a HC Dunărea Călăraș întâlnește acasă joi 13 februarie, începând cu ora 18, campioana României Dinamo București. Mai multe amănunte ne-a dat antrenorul echipei a HC Dunărea Călăraș, Gabriel Armanu. Da, un meci împotriva campionii României, un meci care te onorează, să spunem așa, dar campioana României a pierdut și sezonul trecut la Călăraș. Noi suntem într-o formă bună, am avut un meci foarte bun cu cei de la Academia Baia Mare și sperăm ca și la meciul de joi să ne punem în aplicare tot ceea ce am pregătit și să obținem o victorie frumoasă. Așteptăm un public numeros la sală. Va fi un meci jucat acasă? Da, va fi un meci jucat acasă, iar eu de când am venit, de luna noiembrie, am văzut deja că spectatorii apar din ce în ce mai mult la sala sporturilor din Călăraș, la sala polivalentă și își susțin cu frenezie echipa favorită. Veți juca în echipă completă? Aveți accidentați? După meciul cu Baia Mare s-au antrenat separat Tospinescu și Mihai Bujor, dar de ieri au intrat în program, sunt undeva la 70-80% refăcuți. Sperăm ca până joi să fie 100%. În momentul de față, echipa călărășeană se află în clasament pe ce poziție? Noi suntem pe locul 7. Personal și împreună cu echipa și conducerea ne-am propus să terminăm pe un loc de Cupa Europeană. Îmi doresc mult ca acești sportivi să reprezinte România într-un sportiv în sezonul viitor în Cupele Europene. Care ar fi obiectivul? Eu personal mi-am propus să jucăm cupe. Cupa Europeană poate să fie primele 5 locuri sau primele 4 locuri în funcție de bonusurile care le primește România pentru echipele care joacă în Cupa Europeană.